Această poveste a început cu mult timp în urmă. O poveste despre dragoste frățească, trădare. Povestea unei comori pierdute, a unei comori blestemate. Face o secvență foarte importantă, 1456, s-ar fi întâmplat vara, dar romanțăm un pic adevărul istoric. Vlad Țepeș recucerește Valahia de la Vladislav Uzurpatorul, cel care l-a omorât pe tatăl său. Începe ziua de filmare în 10 minute. Camera mă va urmări pe mine, mă va prelua. Te numești o femeie. Maria. Cum te numești, copilă? Sara. Liberă! Valahia! Liberă! Valahia! Liberă!